aducem veștile la zi. Dimineți împreună. Pe 26 noiembrie se împlinesc 50 de ani de la trecerea la cele veșnice a preotului Giacomo Alberione, cel care a fondat familia Paulină. Scopul congregației Fiicele Sfântului Paul, care avea aceeași misiune ca și ramura masculină, este acela de a vesti Evanghelia cu mijloacele de comunicare socială. Ultimele ceasuri ale acestui mare apostol au fost mânghiate și de vizita și binecuvântarea Papei Paul al VI-lea, iar biserica a recunoscut virtuțile acestei vieți dăruite vestirii Evangheliei cu mijloacele de comunicare socială prin vocea Papei Ioan Paul al II-lea, care la 27 aprilie 2003 l-a proclamat fericit. Ne dorim și noi să marcăm acest jubileu și să trecem în revistă toate aceste momente deosebit de importante din viața părintelui Giacomo Alberione și apoi, bineînțeles, din viața celor care și astăzi duc mai departe această carismă printr-un interviu pe care vi-l propunem în continuare, împreună cu invitata noastră de astăzi, sora Ana Maria Bulai din Congregația Fiicele Sfântului Paul. Lăudați să fie Iisus și bun venit în studioul RCS FM. În vecii vecilor, amin, mulțumesc. Sora Ana Maria, pentru cine nu a auzit niciodată de acest nume, deși sperăm că nu sunt foarte mulți, Giacomo Alberione, fericitul Giacomo Alberione, spuneți-ne cine a fost el, spuneți-ne câteva lucruri despre el. Fericitul Giacomo Alberione s-a născut în 1884 într-un mic sat din regiunea Cuneo din Italia. Este preot italian și fondator al familiei Pauline. A murit în 1971 și, cum ați spus deja, a fost beatificat în 2003. Așadar, preot, fondator al unei mari familii, fondatorul congregației noastre, Congregația Fiicele Sfântului Paul, din care face parte din familia Paulină, așa cum am menționat deja, o familie cu 10 ramuri, 5 congregații religioase, 4 institute de viață consacrată seculară și o asociație laică, Asociația Cooperatorilor Paulini. Un preot, un apostol al Evangheliei, așa cum deja ați spus, părinte al unei mari familii. Papa Paul al VI-lea a spus despre dânsul că a fost una din minunile secolului al XX-lea, iar Papa Ioan Paul al II-lea, care l-a proclamat fericit, a spus că este apostol al noii evanghelizări. Așa, câteva trăsături în linii mari despre fericitul Alberione. Apoi vedem în continuare ce mai putem descoperi. Evanghelia sau evanghelizare sunt cuvinte care au reieșit deja din aceste prime cuvinte pe care ne le-ați spus despre fericitul Giacomo Alberione și v-aș întreba cum s-a născut dorința lui de a vesti Evanghelia prin toate mijloacele, aș putea adăuga. Cred că ar trebui să o luăm de la începutul vieții lui Alberione, pentru că în mod indirect, în familie, a primit darul credinței. Apoi, un moment deosebit a fost la 7 ani, în care învățătoarea sa i-a întrebat pe elevi ce vor să devină când vor fi mari. Și atunci, pentru prima dată, când i-a venit rândul, a spus hotărât, vreau să devin preot. Mai târziu, într-adevăr, ajutat și de părintele paroh, a intrat în seminarul din Alba, nu Alba Iulia, Alba din regiunea Cuneo, Italia. La 16 ani, în timpul unei ore de adorație, o oră de adorație care a fost realizată, făcută în mod solemn în catedrala din Alba, la invitația Papei Leon al XIII-lea, în multe biserici a fost făcută această oră de adorație, dar și acolo s-a organizat o oră deosebită de adorație. Fericitul Alberione, tânărul de atunci, de 16 ani, a avut o lumină particulară.
După adorația solemnă, a rămas încă 4 ore în adorație și spune el mai târziu că a avut o lumină particulară care venea din ostie și a simțit cuvintele lui Iisus, veniți la mine toți, care l-au interpelat într-un mod deosebit. A simțit că se simte obligat oarecumva, dar obligat în mod delicat să facă ceva pentru Domnul și pentru oamenii noului secol. Era la răscruce de secole. 31 decembrie 1900 se intra în noul secol, al 20-lea, și a amintit de cuvintele Papei Leon al XIII-lea, care invita întreaga umanitate și persoana umană să se reîntoarcă la Iisus, care este cale, adevăr și viață pentru fiecare om. Și a amintit de preocupările oamenilor bisericii în general și a simțit că este nevoie de noi apostoli care să vestească Evanghelia folosindu-se de instrumentele pe care mulți în perioada respectivă le foloseau pentru a îndepărta pe oameni de Dumnezeu, de biserică. Asta a fost prima lumină în misiunea pe care ulterior o va înțelege mai bine, pe care a primit-o de la Domnul. O primă lumină care a fost surprinsă foarte bine și într-un film, se numește Tecla, o viață pentru Evanghelie, și aș dori să le propunem celor care ne urmăresc acum fie pe canalul Ercis Media, fie la televiziunea Angelus TV, tocmai fragmentul în care, la vârsta de 16 ani, cum spuneați, părintele Giacomo Alberione primea această lumină. Îl rog pe colegul nostru Eduard din regia tehnică să ne propună acest fragment. Doveva? Verso quale meta cammina questa umanità? Noi cattolici dobbiamo organizzarci, unirci, portare il Vangelo alle masse. Ha ragione il Tognoli. Tutto deve essere illuminato dal Vangelo. Tutto l'uomo portato a Cristo. Opporre stampa a stampa, rinnovare la catechesi, la liturgia. Nascono nuove ingiustizie sociali, nuovi ricchi e nuovi poveri. Bisogna valorizzare la donna. Il Vangelo, far conoscere il Vangelo. Torniamo a colui che è la via. La verità e la vita. Ritorni a lui l'individuo e l'intera società umana. Noi cristiani non possiamo stare a guardare dalla finestra il mondo che diventa sempre più deserto, senza Dio. In questa notte che introduce il XX secolo, preghiamo il Signore che doni alla sua Chiesa apostoli nuovi, per portare alle persone del nuovo secolo il messaggio di Cristo. Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa presto. Preparare donne e uomini nuovi che aiutino a risanare la politica, le leggi, la letteratura, i costumi. E con i mezzi più moderni. Stampa, cinema, radio. Noi li useremo per il bene. Cristo Eucaristia, il centro e la fonte. Iniziamo con una piccola scuola per giovani più poveri. Dove questo? Qui, in alto. Una piccola costruzione. Așadar, am văzut acest moment important din viața fericitului Giacomo Alberione, a părintelui Giacomo Alberione, la vârsta de 16 ani, când a primit această lumină. Mergând mai departe, cum a ajuns de la această lumină până la momentul înființării congregației Fiicele Sfântului Paul? Am văzut că sunt mai multe congregații, ramuri, să spunem așa, dar în mod deosebit ne referim la această congregație pentru că faceți și dumneavoastră parte. Da, de la această lumină particulară primită de la Iisus în timpul adorației până la înființarea congregației Fiicele Sfântului Paul au trecut 15 ani. În tot acest răstimp, părintele Alberione a fost pentru scurt timp vicar parohial, apoi director spiritual la seminarul din Alba și profesor, dar se ruga, studia, observa cursul societății, semnele timpurilor, am spune noi,
și aștepta ceasul, să bată ceasul lui Dumnezeu, să se manifeste voința lui Dumnezeu într-un mod concret. Și viața sa a fost oarecumva, să zicem așa, marcată de semnul luminii. El mereu a vorbit despre experiențele sale, spunea așa, folosind acest simbol al luminii, și spunea că undeva prin anul 1910 a primit o nouă lumină. O nouă lumină, a simțit că e bine să organizeze, să facă o organizație de profesioniști, scriitori, ziariști, librari, difuzori, care să răspândească publicațiile catolice, gândirea catolică în Italia, îndeosebi, și a continuat să se roage, dar la un moment dat, în 1913, a înțeles că, de fapt, da, o organizație, dar nu o organizație de laici, dar de persoane consacrate. Spunea el, a simțit această lumină de la Domnul, că aceasta trebuia să fie o societate de suflete, spunea el, care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată mintea, cu toate puterile, cu toată inima, și se oferă să lucreze pentru biserică, fiind mulțumite cu salariul divin. Nu? Deci trebuia ceva mai mult decât simpli profesioniști. Da, se gândea la unitate, la dăruire totală a vieții pentru acest nobil apostolat, acest scop nobil. Și a ajuns momentul în care a bătut ceasul lui Dumnezeu, și acesta a fost momentul în care episcopul de Alba i-a cerut ca, pe lângă toate responsabilitățile pe care le avea, să preia ziarul diecezan. Și atunci a simțit că Dumnezeu îi deschide calea către apostolatul publicațiilor. La un an după acest moment, fondează societatea Sfântul Paul, frații noștri paulini, și în 1915 fondează Ramura Feminină, același apostolat, dar surorile, fiicele Sfântului Paul, care să lucreze în domeniul comunicațiilor, comunicării sociale, pentru a răspândi Evanghelia, pentru a se dărui total să-L comunice pe Iisus Hristos prin mijloacele de comunicare socială. La invitația părintelui Alberione, a răspuns o tânără pe nume Tereza Merlo. A crezut în acest preot tânăr, a crezut că este omul lui Dumnezeu și că proiectele sale, visele sale de evangelizare vin de la Dumnezeu, sunt voința lui Dumnezeu. A intrat, începuturile foarte umile, dar mai târziu a luat numele de Tecla, una din ucenicele Sfântului Paul. A ținut să așa să se dedice evangelizării cu mijloacele de comunicare socială, urmând exemplul apostolului Paul și al colaboratorilor săi. Ea fiind, practic, prima superioară generală a congregației pauline. Da, mai târziu a devenit superioara congregației și este numită, este simțită ca fiind mama întregii familii pauline. Sora Ana Maria, dar de unde vine, să-i spunem, secretul sfințeniei părintelui Alberione și al zelului său apostolic, gândindu-mă că de multe ori atunci când vine vorba despre o muncă cât se poate de concretă, cum este aceasta pe care o desfășurați și dumneavoastră și întreaga familie paulină, ne vine greu sau nu găsim atât de ușor spiritualitatea. Mai ușor găsim într-o congregație în care se vede clar că este de rugăciune sau de viață așa mai în... Exact. Care ar fi în cazul părintelui Alberione, pentru că cu siguranță să ducă mai departe o astfel de operă nu putea fără o bază solidă? Categoric. De fapt, el întotdeauna s-a străduit să-i ajute pe fiii săi spirituali, pe fiicele sale spirituale, să înțeleagă că în spatele apostolatului de evangelizare, cu mijloacele de comunicare,
e nevoie de o viață sfântă. Și el, încă de la începuturi, spunea, trebuie să fim sfinți, mari sfinți și repede sfinți. Pentru un apostolat atât de nobil și atât de important, e nevoie de o sfințenie înaltă, spunea el. Și, în primul rând, el a trăit și apoi ne-a trasat și nouă această direcție. În centrul vieții, în centrul spiritualității familiei Pauline este tocmai persoana lui Iisus Învățătorul, calea, adevărul și viața, lumina pe care deja o primise la 16 ani, citind documentele Papei Leon al XIII-lea, se concretizează într-o trăire spirituală care îl are în centru pe Iisus, calea, adevărul și viața. Pentru o creștere integrală a vieții, a persoanei. Pentru că el spunea, Iisus este învățătorul, calea, adevărul și viața, ne ajută să creștem la nivel integral. Iisus, adevărul, ne ajută să ridicăm gândirea noastră într-un mod supranatural, la realitățile veșnice. Nu, el este adevărul. Și atunci noi suntem chemați să avem gândirea lui Hristos, nu? Să ne lăsăm învățați de El. La fel, Iisus calea, El este model pentru viața noastră, pentru alegerile noastre, pentru stilul nostru de a trăi. Iisus viața, ne zice El că trebuie să avem un transplant de inimă, să-i permitem lui Hristos, inimii lui Hristos să bată în inima noastră. El să iubească pe cei cu care ne întâlnim. Iată așadar, persoana lui Hristos a fost în centrul vieții lui Alberione, pentru că el a fost într-adevăr o persoană asemenea Sfântului Paul, pe care l-a luat drept model de apostol, apostolul perfect a fost pentru părintele Alberione, Sfântul Apostol Paul, care ce a spus? Nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Și Alberione a trăit tocmai așa, nu mai sunt eu, Hristos trăiește în mine. Dacă ne gândim la viața pe care a dus-o, este cu adevărat aproape imposibil să ne imaginăm că un om poate să realizeze atâtea lucruri, nu? La nivel de apostolat și la nivel de congregații fondate, pentru că în istoria... Un timp atât de scurt, pentru că n-a trecut prea mult timp de atunci. Da, da. Se pare că în istoria bisericii nu a fost nimeni până la el care să fondeze atâtea congregații și institute la un loc, nu? El a avut o viață foarte, o sănătate foarte șubredă, de altfel. A fost de la începuturi. A fost la un moment dat diagnosticat cu tuberculoză și pe la 40 de ani medicii au spus, poți să te retragi, pentru că nu mai este altă posibilitate, cioè, viața se termină pentru mai tine. Mai are puțin și... Da. Deși nu s-a întâmplat așa. Și nu s-a întâmplat așa, s-a retras pentru un timp și apoi, după puțin, câteva luni, s-a reîntors la activitățile dinainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și el a declarat că Sfântul Apostol Paul i-a obținut vindecarea. Nu? Așadar, secretul, o viață de rugăciune, se trezea la ora 3, se ruga 4 ore până când își începea activitățile, la 7, apoi o credință de neclintit în providența lui Dumnezeu. Sunt atâtea mărturii care dau dovadă, inexplicabile, miraculoase, care dau dovadă că cu adevărat l-a lăsat pe Dumnezeu să se folosească de el în mod total, o smerenie adâncă. Și apoi a fost un fiu dedicat al bisericii, mereu, mereu s-a lăsat călăuzit de autoritatea ecleziastică și i-a îndemnat pe fiii săi. De fapt, frații noștri paulini aveau la începuturi un al patrulea vot să asculte de papa. Da, acesta este secretul acestei vieți atât de pline de roade și aș mai spune ceva, pentru că pe lângă apostolatul rodnic cu mijloacele de comunicare, el spunea ca fiecare instrument modern pe care lumea îl dăruiește, apare în lume,
să-l punem în slujba Evangheliei. Și a început cu presa, apoi cărțile, apoi radio, televiziune, cinema. Primul film color în Italia a fost realizat de fiii spirituale ai părintelui Alberione, frații noștri paulini. Prima femeie care a condus o mașină în Italia a fost o soră paulină, nu? Deci era acest curaj aproape nebunesc, dar pentru Evanghelie, pentru ca Evanghelia să ajungă cât mai departe, cât mai repede, în toate familiile, în toate casele. Și apoi, cred că e foarte important să menționăm, pe lângă apostolatul rodnic, roadele au fost sfințenia vieții, într-adevăr, pentru că în jurul părintelui Alberione s-au format sfinți. Deja avem fiul său spiritual, părintele Timoteo Giacardo, a devenit fericit înaintea lui, dar a murit înainte. Da. Apoi, Tecla, sora Tecla este deja venerabilă, cofondatoarea noastră, sora Rivata, scolastica Rivata, un apostol care a murit foarte de tânăr, Majorino Vigolungo, la 18 ani, cred, și el este deja venerabil, venerabilul Andrea Borello și mulți alții. Aceasta este cu adevărat rodul cel mai prețios al vieții de sfințenie a părintelui Alberione. Și roade care se văd și după și cu siguranță se văd și astăzi în nenumăratele activități pe care familia Paulină le desfășoară. Le spunem celor de acasă că pot vedea fotografii de la aceste, să spunem, momente despre care noi vorbim, fie din viața fericitului Giacomo Alberione, fie din diferitele locuri în care surorile își desfășoară activitatea. Ce v-a atras pe dumneavoastră la această carismă? De ce ați ales tocmai surorile Pauline? Ar fi lungă istoria. Pe scurt. Foarte pe scurt. Am avut ocazia să lucrez într-o tipografie și mi-am dat seama de diferența între a tipări o etichetă pentru băuturi alcoolice și a tipări o iconiță, o broșurică. Venea la tipografia noastră un părinte franciscan, Dumnezeu să-l odihnească, și simțeam cum îmi vibra inima. Bine, l-am avut ca model și pe tatăl meu, pot spune, pentru că și el a lucrat un timp în biserică, așa, ca pe lângă activitatea sa de tipograf. Și am simțit că o iconiță, o broșurică poate să schimbe viața unui om. Poate să îl apropie mai mult de Dumnezeu, să-l ajute să crească în credință. Apoi, Dumnezeu, așa, folosind simbolul luminii din viața părintelui Alberione, încet, încet m-a ajutat să înțeleg. Sigur, cred că un moment esențial din drumul meu a fost o zi de reculegere în care m-au atins în mod special, în mod particular, cuvintele lui Iisus: păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. Și am avut o experiență cu adevărat așa deosebită a iubirii lui Hristos, care ni se dăruiește. S-a dăruit pe cruce pentru mântuirea noastră, dar continuă să se dăruiască în Euharistie, în celelalte sacramente, în rugăciune, în ascultând cuvântul său, ni se dăruiește mereu, nu? Și apoi, prin persoanele pe care le întâlnim, prin familie, prieteni și toate experiențele de viață pe care le trăim, el continuă să ni se dăruiască în iubire. Și nu, în momentul acela n-am știut să spun altceva decât să răspund la această iubire cu dăruirea vieții mele, așa, mică cum e, pentru a fi în lume un semn, un semn al prezenței și al iubirii lui Dumnezeu în lume. Și apoi următorul pas a fost, evident, fiicele Sfântului Paul, pentru că le cunoscusem înainte, mi-a plăcut apostolatul lor, în mod deosebit apostolatul, și era aproape natural următorul pas, având în urmă experiențele pe care le-am amintit anterior. Pași care v-au adus până la București, pentru că în acest moment vă desfășurați activitatea la București, la librăria și editura Paulinelor. Care sunt activitățile pe care le desfășurați acolo și spuneți-ne și unde mai sunt prezente surorile, pentru că nu doar în România, cu siguranță. Da.
Aș începe cu a doua întrebare. Surorile sunt prezente în aproximativ 50 de țări în lume, sunt aproape 2000 sau în jur de 2000 de surori pe toate continentele. Activitățile apostolice sunt dintre cele mai diverse în lume, dar noi la București suntem o comunitate mai mică și cred că e important să spunem că, așa cum Alberione ne-a trasat deja calea, primul apostolat este cel al rugăciunii, nu? Ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, din Hristos, care ne dăruiește cuvântul său prin meditație, apoi îl primim în Sfânta Euharistie, zilnic. Fericitul Alberione ne-a lăsat și o oră de adorație zilnică, pentru că el spune, un apostol trebuie să se întâlnească cu Hristos în fiecare zi, nu? Și apoi, din această întâlnire, din această relație cu Hristos, se nasc diferitele activități. Avem o editură, avem librărie, un site, pauline.ro, librărie online și așa mai departe, și alte activități care, prin care îl comunicăm pe Hristos, care este cu adevărat unica bogăție pe care fiecare om poate să o primească în viața sa. Noi vă dorim mult succes în activitate, ar mai fi fost cu siguranță și multe de povestit, dar cu siguranță vom mai avea și alte ocazii. Vă dorim sărbătoare frumoasă, pentru că sigur nu va trece ziua de 26 noiembrie fără să o marcați și într-un alt mod, nu doar prin acest interviu. Și încă o dată mulțumim pentru tot apostolatul pe care îl faceți. Mulțumesc și eu și mult succes în activitatea pe care o depuneți, atât de prețioasă. Mulțumim mult! Activitate care se leagă, pentru că dacă e să vorbim despre a da mai departe cuvântul Domnului, asta a făcut și Giacomo Alberione, asta facem și noi prin intermediul radioului. Îi mulțumim sorei Ana Maria Bulai, care a fost alături de noi în studioul Radio RCS FM de aici, de la Iași, din Congregația Fiicele Sfântului Paul. La RCS FM asculți muzică pentru sufletul tău.